Doi oameni, Andrei și Maria, din medii sociale diferite și cu personalități distincte, se întâlnesc în mod neașteptat. Andrei, un introvertit singuratic, se confruntă cu depresie după pierderea locului de muncă. Maria, o extrovertă optimistă, se luptă cu o boală cronică. Împotriva tuturor așteptărilor, Andrei și Maria devin prieteni. Ei se sprijină reciproc în momentele dificile, se încurajează să-și urmeze visurile și se ajută să depășească obstacolele vieții. Prietenia lor le oferă speranță, motivație și un sentiment de apartenență. Împreună, Andrei și Maria reușesc să-și recapete încrederea în sine și să-și îmbunătățească viața. Andrei își găsește un nou loc de muncă și își descoperă o pasiune pentru muzică. Maria își acceptă boala și învață să trăiască o viață plină de sens. Povestea lui Andrei și a Mariei este o poveste inspirațională despre puterea prieteniei. Este o dovadă că prietenia poate transcende diferențele sociale și poate fi o sursă de sprijin și motivație în cele mai dificile momente. Este o poveste care ne învață că nu suntem niciodată singuri și că prietenia ne poate ajuta să depășim orice obstacol.